Pelinul este o plantă perenă cu flori galbene, cunoscută încă din antichitate pentru proprietățile sale medicinale. Această plantă este utilizată în mod tradițional ca un remediu natural, pentru afecțiuni, inclusiv pentru susținerea sănătății ficatului și eliminarea toxinelor din corp. Pelinul a fost studiat în ceea ce privește efectele sale asupra ficatului și s-a constatat că acesta poate avea următoarele beneficii. Detoxifierea ficatului. Pelinul este considerat a fi un stimulent hepatic, ceea ce înseamnă că poate stimula funcția ficatului și eliminarea toxinelor din acest organ vital. Prin activarea enzimelor hepatice, pelinul poate contribui la metabolizarea substanțelor toxice și la eliminarea acestora din corp. Protecția ficatului. Pelinul poate avea proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, care pot ajuta la protejarea ficatului împotriva stresului oxidativ și a inflamației. Aceste efecte pot contribui la menținerea sănătății hepatice și la prevenirea leziunilor cauzate de radicalii liberi și a substanțelor nocive. Stimularea secreției de bilă. Pelinul poate stimula secreția de bilă, ceea ce este benefic pentru procesul de digestie și pentru eliminarea toxinelor din corp. Bila produsă de ficat ajută la descompunerea grăsimilor și la eliminarea deșeurilor și a substanțelor toxice din intestin. Pentru a prepara corect ceaiul de pelin, urmează acești pași. Adună frunzele de pelin proaspete sau uscate. Dacă ai acces la o plantă de pelin, poți culege frunzele proaspete. Dacă nu, poți achiziționa pelin uscat dintr-o farmacie sau un magazin de produse naturiste. Mărunțește frunzele de pelin. Poți folosi un mojar și un pistil pentru a le mărunți manual sau poți utiliza un tocător de ierburi. Încălzește apa. Pune la fiert o cană de apă, aproximativ 240 ml, într-un ibrec sau o cratiță. Adaugă frunzele de pelin mărunțite în apa fierbinte, redu focul la minim și lasă pelinul să se infuzeze timp de aproximativ 50 minute. Cu cât îl lași mai mult pelinul să se infuzeze, cu atât ceaiul va avea un gust mai puternic și mai amar. Strecoară ceaiul. După ce s-a infuzat, folosește un filtru de ceai sau o sită fină pentru a separa frunzele de pelin de lichid. Servește și savurează. Poți bea ceaiul de pelin cald sau îl poți lăsa să se răcească și să-l bei rece. Dacă găsești gustul prea amar, poți adăuga puțină miere sau suc de lămâie pentru a-l îndulci și a îmbunătăți gustul. Sunt și câteva recomandări și precauții. Este important să respecti doza și durata recomandată de consum a ceaiului de pelin. Utilizarea excesivă sau pe termen lung poate fi toxică și poate provoca efecte adverse, relatează romania de azi.biz.